Românii care merg la restaurant sau folosesc diverse tipuri de servicii ar putea să nu achite contravaloarea acestora dacă nu primesc bon fiscal. O plimbare prin piață, o vizită la coafor, la magazinul din colț sau chiar o plimbare cu taxiul, toate lasă fără bani, iar taxele către stat rămân evident în buzunarul afaceriștilor. Oamenii sunt obișnuiți să nu primească bon fiscal, iar atunci când îl cer, li se oferă diferite scuze sau pretexte. Nu prea se dau bonuri. De ce nu ceri bon fiscal? Pentru că toată lumea știe cam cât e prețul și n-are rost. Nu știi că încurajezi evaziunea fiscală necerând acest bon? Sincer, nu știam. Da, obișnuiesc să primesc bon fiscal. Vi se dă bon fiscal de fiecare dată când faceți cumpărături la piață sau? Nu întotdeauna. Modelul de refuz al plății în lipsa bonului fiscal a fost preluat din Grecia, care utilizează cu succes această metodă.